Atitudine, carismă, talent, Jean de la Craiova! Salut! Bine v-am găsit, bine v-am găsit, bună dimineața! Welcome! Bună dimineața! Și compania! Să stă cu... Îmi stă bine blondă? Blondă? Jeane, dacă tu spui în momentul ăsta aici în direct că mie îmi stă bine blondă, eu mă fac blondă. Foarte mișto ăsta! Pune-te lângă băieți acolo, pune-te între ei. Și ce să facem formație? Acum prezintă-ne trupa. Și acum începeam amândoi. Două rândunici, două mari și două mici. Ok, pe asta nu știu, dar o joc. Așa, bun, ce faci, Jean? Foarte bine, da? Am venit să prezentăm o melodie, de data aceasta muzică, o melodie populară. Populară. Din folclorul românesc, compusă, făcută de mine, cuvinte frumoase de băutură, ca să-ți revii după Paști. Apropo, da. Ce ai făcut de Paște? Cum a fost? Am stat în familie, n-am cântat de Paști, pentru că așa am promis familiei, și am dat cioc. De data asta nu păluate. Când eram mic, dădeam păluate. Adică, cum era adică când erai mic? Adică dacă spărgeam ou, trebuia să-mi dai ou. A, se fura? Nu se fura, se dădea ca așa, era treaba. Am înțeles, se confisca. Și aveam un ou frumos, aveam Ipsos în vârf. Ca să am din astea? Păi mai făceam și din astea. Și aveam o pungă de ou până s-a prins ăștia și m-a luat tot satul la... La fugăreală. Băi, deci ăsta lucru tare. Asta era tradiția voastră. De... Da, are ou de lemn ăsta, nu mai dați cu el. Erai dus la biserică de mic? Era dus la biserică. Mă lua mamaie, mă lua mamaie la biserică, mai stăteam cu băbuțele pe acolo, mai mâncam niște colivă, că aveam relații. Cu nucă, fără nucă, cu scorțișoară. Deci erai, tu erai fermecător de mic așa, printre doamnele de la biserică. Păi îți dai seama, mă, așa a și rămas. Depinde de decedat. Dacă era decedat-o frumos și proaspăt, era coliva mai bună, nu? Dacă era pe vechea 5-6 pomană, nu mai puteai, faci și pasta să... Lili, îndepărtează-te ușor. Da, să mă duc. Deci, lasă-o, să era... Nu mai, lasă-le și nouă, că ne-o farmecă, ne-o farmecă, Jean, după aia. Jean, ca de obicei, o plăcere să te avem în platou. Băieți, mulțumim că ați venit și avem treabă, Jean. Vezi că avem treabă după. Nu cred. După ce cânti. Dar înainte... Să mănâncă, să bea la... O să vezi despre ceva. Înainte, te lăsăm să ne cânti, mai ales că ai zis că ne aduci ceva popular. Suntem foarte curioși astăzi. Beau de fericire să așa să fie. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Jean de la Craiova! Trecătoare, cu vremerea și cu soare, viață cu bune și rele, lume, orice om trece prin ele. Viață, viață trecătoare, cu vremerea și cu soare, viață cu bune și rele, lume, orice om trece prin ele. De fericire, că mi-am pus copiii bine. Și iarăși beau, beau, beau de bucurie, ca familia lângă mine. Beau, beau, beau de fericire, că mi-am pus copiii bine. Și iarăși beau, beau, beau de bucurie, ca familia lângă mine. Viața trec și anii, lume, și mi se mulțesc dușmanii. Viața dulce și amară, mă trezesc și mă băt iară. Trece viața, trec și anii, lume, și mi se mulțesc dușmanii. Beau, beau, beau de fericire, că mi-am pus copiii bine. Și iarăși beau, beau, beau de bucurie, beau, beau, beau de fericire, că mi-am pus copiii bine.
de bucurie, ca familia lângă mine. Trecătoare, cu vreme rea și cu soare, viață cu bune și rele, lume, orice om trece prin ele. Viață dulce și amară, mă trezesc și mă bătiară. Trece viața, trec și ani, lume, și mi se mulțesc dușmanii. De fericire, că mi-am pus copiii bine. Și iarăși beau, beau, beau de bucurie, ca familia lângă mine. Beau, beau, beau de fericire, că mi-am pus copiii bine. Și iarăși beau, beau, beau de bucurie, ca familia lângă mine. Beau, beau, beau de fericire, mi-am pus copiii bine. Și iarăși beau, beau, beau de bucurie, ca familia lângă mine. Beau, beau, beau de fericire, că mi-am pus copiii bine. Și iarăși beau, beau, beau de bucurie, ca familia lângă mine. Aplauze, Jean de la Craiova, beau de fericire. Băieți, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim frumos. Să sperăm că nu vă mai lasă de izbeliște așa cum v-a lăsat de Paște, că asta cu familia. Ce e, să faci? E, mai, e bine, e bine. Odată într-un an se merită. Hai lângă noi, Jean. Lângă noi, Jean. Mulțumim, băieți. Ai fost avertizat. Nu poți să zici că n-ai fost avertizat. Urmează să ți se întâmple lucruri. Da. Urmează... Nu mi se întâmplă măcar după Paște, lasă-mă să-mi revin. Nu. Se întâmplă ceva cu toată planeta. Hai să-ți explic. O să rog pe Bogdan să treacă. Da, o să vin și eu aici. Cu toată planeta. E momentul să afli, stai să mă și echipezi. E momentul să afli, Jean, că se întâmplă lucruri foarte serioase cu fiți atenți ce provocare avem pentru Jean de la Craiova. Jeane, ne-au anunțat de la NASA. Nu cred. Da. Nu se mai poate trăi pe Pământ, încălzirea globală, nu mai avem resurse. Păi să mă duc într-un bunker să stau liniștit. Nu, trebuie să interesant. Mergem într-un bunker, să intrăm doi, să ieșim șapte. Mai bine decât atât. Îi place mult de ea. Kimberly poate, dar Lily nu. S-au gândit oamenii de știință să te trimită pe tine, pe tine te-au ales, pe Marte, să populăm Marte. Dar nu poți să te trimită singur. Păi mine, dar de unde chiciți ăștia că sunt atât de virile încât poți să populez eu? Că trebuie repede, nu? Studiile lor, nu? Adică noi nu ne băgăm, nu ne băgăm. Dar au zis să nu te trimită singur. Normal. Bă, da, dar al dracu de viril sunt eu. Să mulțesc eu lumea ceva. Să se amene toată planeta cu mine. Nu, exact. El trimit, dar te-ți trimit o singură parteneră poți să-ți trimită și ți-au adus mai multe candidate. Tu trebuie să alegi dintre ele. Să rămâi cu una singură. Care e finala? Dar ce sunt eu, mă? Eu îmi popesc cu gopul. Fii atent. Viața deci te poartă ești, în astfel de situație. Tu ești acolo la NASA acum în birou și intră prima candidată. Și tu te uiți, na, și până zici, una alta te s-o alegi. Uite-te, ui, prima intră. Candidată intră pe ușă și este Salma Hayek. Ești bună, Salma, momentan ești cu ea. Bună, Salma, vrei să mulțim, să ne mulțim ca iepurirea, să zic. Deci să tu, facem deci lumea, ești. Să refacem lumea. Da, dar fii atent aici, ea a venit și tu ai fi dispus să pleci cu ea. Pe Marte, da. Că asta ești obligat. Arată-i și omului un pic. A văzut-o, o știe pe Salma. Bună, arată rău, la un șpriz mai ții cont acum. Da, dar ce să vezi? Că intră pe ușă și Shakira. Păi ce facem, frate? Păi n-ai voie decât să mergi cu... O singură persoană. Trebuie să alegi. Băi, e mai pe unda mea. De ce? Și asta e că face, nu știu ce se întâmplă. Le. Băi, asta că și asta, cum face? Asta e singură, a lăsat-o pe Chie, acum e singură, nu? Și vrei tu să o ajuți? Cum faci? Cum ai zis că face? Lolo. Deci, pe cine alegem? Alege una. Păi Shakira, mă. Shakira rămâne, Salma. Pleacă, Salma, mulțumim frumos, Salma. Pleacă, Salma. Las-o să plece. A venit la mine, Salma. Lasă-o să plece, Jean. Vezi că aici altcineva. Pentru acum. Că pe ușă deci eu intră să... Rihanna. Bă, asta bea mult și trebuie să țin pasul cu ea, e greu. E
greu cu asta. Asta dacă nu faci față, te bate asta. Eu știu. Deci Diana, rămâi cu Diana sau cu Shakira? Cu Shakira. Lasă-mă cu aia. Eu am zis că nu e zvăpăiată. E bună, ești la treaba aia, dar e cam gen mai... Hai masculin, că a zis așa, omul că rămâne cu puternică. Shakira. Rămâne cu Shakira, Diana, știu. La revedere. Mulțumim, Riana, mergem mai departe. Shakira stă acolo, zâmbește Shakira arrogant. Shakira stă bine, Dar ce să vezi? Dacă mai vine... Vine Angelina Jolie, Jeanne. Băi, a fost bună la viața aia. N-arată rău, e bine. Nu, e bine, e bine, Jean. E bine, dar nu e genul meu. Să știi că arată mai bine decât în poza asta. Știu că arată, dar nu e genul meu. Jeane, poți să faci ce vrei, tu poți să le schimbi acum, adică nu stai bărbă singură pe mine. Nu, genul meu e Shakira. Pune un pic pe Angelina lângă Jean, că e Brad Pitt cu Angelina, uite un pic, el e Brad Pitt. Dacă o pui pe Lily, aici, că e blondă, zici că e la fel, nu vezi? Adică eu mă inspir. Lily, ia voi, iola. Zic cum face Shakira Lily. Nu pot să fac. Dar îți plac mai mult blondele, stai. Da, știu, până acum a plecat și Angelina Jolie cu palma între picioare. Atenție, breaking news, refuzată în premieră de un bărbat Angelina Jolie și acel bărbat este Jean de la Craiova. Păi, dar tu vrei să fac eu lumea pe Marte cu Angelina Jolie? Asta e doarme. Asta e mai zvăpăiată. Păr deschis la culoare, talent, nu pot să zic cât are. Cântă de rupe. Intră Adele. Bă, nu e... Nu contează nimic. Lat, acum s-a făcut mai frumos. Știi cum arată? Este țiplă. În primul rând nu contează. A arătat bine dintotdeauna. Nu e un român la Shakira. Deci... Alo. Așa, fain Shakira. La revedere, Adel, mulțumim frumos. See you on the other side. Așa. Și acum fii atent că se deschide ușa. Nu mai mi-a arătat că și așa nu e. Fii atent. Nu știu, măi, aveți că e. Fii atent ce urmează. Acum, Jeanne. Ce? Hai cum să refuzi. Shakira, pregătește-te să mergi acasă. Ia la. Monica Bellucci. Monica Bellucci. Odată în viață. E frumos, dar ca să stai lângă o femeie ca asta... Cu o femeie așa ca Monica Bellucci trebuie să ai costum diplomat, să vii frumos, nu ca mine, să vii cu cheia franceză și cu cricul, cu basca, cu carpață într-o parte. Shakira, pe unda mea, îmi fac treaba, adică poți să cânti, să danseze, Mă, Jeanne, așa faci Shakira, tu vezi ce listă impresionantă de nume refuzat. Bă, tu știi ce copii frumoși fac eu cu Shakira? Dar cum face Shakira? Uite cum îi zâmbește Shakira. Lăsați-l un pic, Jean, cum face Shakira, te rog eu, că ai făcut un pic, dansează un pic. De la o vârstă mai să lărcești portbagajul, mai să lăsă planetarii. Bine, ok. Mai încerc o dată. Nu, asta. Nu, aici mergi. Auzi, Bogdane, du-te pe investiții. Tu vezi că eu mă duc mai aproape. Du-te pe avere. Vrei să-ți meargă bine pe cash? Yeah. Poate vrei cu Donatella. Aoleu. Donatella. Vrei cu Donatella? Ce zici? Donatella V. Mama. Reușirea mea, cum să fac eu numai Versace pe Marte? Nu e bine. Deci nici cu Donatella nu mergem? Lasă-mă, mă, mă bate asta că nu faci treabă bună și ce să faci asta? Oleu. N-ai mă, Bogdane, ce să faci? Rămâne cu Shakira. Băi, prima dată când pățim asta, săracul a întorsul, doare și mâna, că n-a mai mișcat mâna. Eu zic să ai toate de aici. Bine, Donatella, și încercăm. Hai, că aici e bine. Beyoncé! Hai cu Beyoncé, ia uite. O refuz pe Beyoncé? Bă, nu era nici Beyoncé. Te frică de ce-mi zice? Păi tu ce-mi faci reparul ăla? Păi da, tu te duci pe Marte. El nu mai există. Nu mai, tu pleci. Păi contează părerea lui. Eu cu ea pe Marte, păi ce facem creol? E bine, nu e. Lasă-mă, mă, tot aici. De ce nu? Dă, te rog frumos, dă-mă. Bă, tu știi ce copii frumos și ce este din mine și Shakira? Păi este numai ce trebuie. Auzi, dar te uiți în ochii și îi spui tu să pleci. Ia zi, pleacă, du-te Beyoncé. Vorbim după aia, pe altă planetă, ne ducem pe altă... Stai pe Marte să o umplu bine și ne mutăm, ușor, ne ușor. Ne vedem pe Venus. Bun, pe Venus. Mulțumim, Beyoncé. Nu, că mergem mai departe. Că nu mai va ajunge, cât îmi dai ce vorbești? Dar cine scă, bă, ca să rupă? Hai să vezi. Jennifer Lopeha. Ia, dată eu și lui. Jennifer Lopez. Asta a avut mulți la viața ei, mi-e greu. Băi, e incredibil omul ăsta, mă, deci nu se a avut mulți pretendenți. Lasă că iau eu pe Jennifer Lopez. La vașu, ok. Bun, și atunci, dacă Jennifer Lopez e papa, gata, am reușit, gata, în sfârșit, gata, îi zicem papa Shakira. 100%, nu există discuție. Sofia Vergara, Jean. Da! Sofia Vergara. Nu cunosc ultima dată, am certat cu ea. Nu pot să cred că m-am certat cu ea, ultima dată a spus... Ați vorbit? Dă eu de față să vadă și ea. Pe ultimul scaun la cinematograf. Cum, o știe pe Sofia Vergara? Oh, bună măi. No? Bună măi. Altceva? Ce facem? Băi, mi-ați luat mințile. Lăsați-mă să fac lumea cum trebuie, așa, de la A la Z. O lume cum o vrei tu, e lumea lui Jean. Sofia Vergara sau Shakira, momentul adevărului. Băi, Shakira face, ai văzut că face băieți? Eu aici mă gândesc. Și a venit voie de băieți ca să, și aveți la rândul lor. Să muncească pământul. Da. Asta face numai fete. Păi n-a făcut.
Nici n-au. Păi fac are eu. Un băiat care e mult bun. Mai mare. Face și băieți. Băieți, dar depinde de el. Jane. Alege. Gata, mă, Jane e fidel. N-ai ce nu să mai alegi. Stau aici oamenii. Aici e. Asta e viitorul. Auzi, Șuru, eu zic să arătați toate astea deodată. Mai avem 3-4 pretendente. Atunci încerc cu ceva, nu știu, un simbol din trecut, poate... Te-a fascinat vreodată? Păi de ce? Madonna, Jean! Madonna este aici pentru tine! Mama! Madonna! Mama așteaptă cu țuica pe masă, cu șorici, cu cârnați! Ce zice Madonna? Deci nu Madonna, nu? Are 2000 de ani, ce fac? Cum să fac lumea? Mai aruncă-mă, te rog eu, Bogdane, te rog eu, aruncă, ține-o tu pe Shakira, că mă doare mâna. Te rog eu, aruncă pe Madonna. Dacă începe șurul. Ține-o pe Shakira, că încerc eu. Rămânem cu Shakira aici. Mai cine, face copii? Cine intră Jeanne, pe ușă? Jeanne, vezi că intră Serena Williams. Hai, zi-mi, da sau nu? Da, să te bate. Aolea, îți dă numai moacă. Dacă, racheta, dacă nu faci treabă bună, te mănâncă asta. La revedere, Serena Williams. Nu mai mă, gata, că nu mai pot. Direct de la Bollywood. Gata. Aici. Cum o cheamă? Aici. Aișoaria, rai. Mare vedete la Bollywood. Bine, și eu cum o stric pe Marte? Aișoaria! Aișoario! Aișoara, că vine cometa! Aici deci, e! Păi e ciudat la nume, e tot frumoasă! La Shakira? Bă, deci gata! Nu, nu vă dați seama ce copii face Shakira cu mine! Nu, Ema, omul e fidel, asta exact! Ultima provocare pentru tine astăzi. Dacă treci și de asta și rămâi tot cu Shakira... O sunăm! Și vine aici în platou. Și vine aici. E de fapt Shakira e acolo și intră. Da, vine, vine. Pentru tine vine. Dar hai să vedem. Vino cu ace, vino cu ace, vino cu ace, vino cu ace. Ajută-mă, ajută-mă să-i dau ultima provocare. Întoarce-o tu. Ultima provocare. Rămâi cu Shakira. Doamne, și noi aflăm cu cine merge Jean pe Marte. Ultima provocare este... Cine? Lili Sandu. Păi de ce nu zici așa? De ce nu zici așa? Păi face copii frumoși de mulți în planeta. Păi. Cu Lili Sandra. Mă, la credere, Shakira. Papa Shakira. Auzi, eu zic să mergem pe Marte, dar acum că mă pun pe treabă. Mi-ai 200 de țuică. Gata, în sensul că vă citiți. În sensul că citiți, că vă uitați la televizor. Ideea asta e un partener. Și ce copii se mă să mă uit la televizor? Ideea e să nu vă plictisiți, de-aia mergi cu un partener. De-aia am zis. Da, Jean. Nu pot să cred că ai zis papa Shakira și noi știi cât am sunat, am vorbit cu ea, ea chiar e la platou. Nu mai mă interesează. Ia uite ce e Shakira, ia uite Lili Sandu. Hai, mai ales Lili Sandu, gata. Doamne, mai departe așa. Hai să facem copii mai repede că să mulțim lumea asta. Jeanne, îți mulțumim, ce planuri ai, unde te văd oamenii în următoarea lună? Sunt pe lună, ce, pe Marte. Pe Marte, cu ne sunăm peste 9 luni și nenumărați. Și în rest, piese, evenimente și avem toate cele. Dăm voie să vin lângă Lili și să fiu sigur că nu pleci cu ea. Nu, într-adevăr. Într-adevăr, că e foarte frumoasă, iar voi sunteți minunați, sunteți niște oameni care dați viață prânzului. În fiecare după amiază sunteți extraordinari. Mai vii pe noi. Cu drag. Și tu ești foarte tare. Ești mulțumesc. Foarte tare. Avem multe concerte în toată lumea asta, nici nu mai știu. Cătălin Rotaru știe, impresarul meu, unde când eu nu știu, doar pe scenă. Dar pui și tu pe Instagram pe astea. Mai afișez. Da, din când în când. Din când în când. Jean de la Craiova. Bebe Mihu, care la fel, în vara asta sunt pe litoral cam de 2 ori pe săptămână. Ia auzi. Acum pe 30 mergem în Hanover, în Germania avem un super concert mare. Să ții și o mașină din Germania, dacă tot. Să ne aduci și noi. Sau sune-ne pe noi, că îți dăm noi o listă. Dacă aveți nevoie de cauciuc. Eu sper să mai vii pe la noi, că mereu ești energie bună și îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc, în suflet, să vă mulțumim, Jean. Jean de la Craiova. Mulțumim frumos, Jean. Vorbește lumea! Te pupăm, Jean.